Un român a fost implicat într-un accident ieșit din comun pe o autostradă din Germania, a intrat cu tirul într-un avion. Aparatul de zbor de mici dimensiuni aterizase de urgență pe șosea după ce i-a cedat motorul. A reușit să evite o tragedie, dar problemele nu s-au terminat acolo. Un camion nu a reușit să frâneze la timp și a intrat în plin în avion. Pilotul, un elvețian în vârstă de 72 de ani, a suferit doar răni ușoare, iar românul aflat la volanul tirului a scăpat nevătămat. În schimb, vehiculele lor au fost grav avariate. Poliția a evaluat pagubele la 60.000 de euro.